Este momentul adevărului, prieteni, pentru că o singură victorie ne desparte de prima divizie. În sfârșit, suntem aici la doar un mic pas, două puncte distanță de marele vis de termina această serie fantastică. Nici o înfrângere în a doua divizie, nici în a treia, n-am mai pierdut de foarte multă vreme și cred eu că este momentul să ajung în sfârșit în prima divizie. Echipa mea de astăzi va reveni Eden Hazard, cel care în 3 meciuri a înscris de 2 ori și a dat 2 pase de gol, un jucător teribil de important pentru această echipă a noastră, nu foarte costisitoare. O echipă destul de ieftină cu care ne-am bătut cu granzii acestei divizii, cu acele echipe stelare pe care le-am învins și am ajuns, iată-ne, aici, la doar 2 puncte de promovare. Pentru această ocazie, bineînțeles, m-am îmbrăcat și eu la cămașă, vedeți, nu? Că nu se poate așa să termin o serie oricum. Trebuia să mă îmbrac de ocazie, că e ocazia asta, să termin eu o serie. E ceva ce nu prea se întâmplă. Și am picat cu LCHR2KTV. Da, am înțeles. Cu fanul Liverpool, Levski. Da, este un bulgar. Am prins bulgarii din nou. Un fan de-al lui Liverpool din Bulgaria, care nu vrea să... Da, continuu. Am picat cu crucea, cam toate meciurile din această divizie. Deja se știe. Înainte de meci vreau să vă mulțumesc că am strâns, iată, acum vineri la prânz, 2500 de like-uri, acela era și obiectivul și a mers seria asta la sfârșit foarte bine, foarte apreciată de către voi, vă mulțumesc pentru toată susținerea. Hai să facem 3000 de like-uri pentru acest ultim episod al seriei și să-i dăm drumul să vedem ce echipă are acest bulgar. Bulgarul joacă un 4-3-3 ofensiv cu Mignolet în poartă, este Danny Rose cu Cahill, Lovran, nu știu cine este ce fundașul de la Liverpool, cu Bellerin fundaș dreapta, Lallana, Henderson și De Ari la mijloc, Sterling pe stânga, Mane pe dreapta și Roberto Firmino este vârf. O echipă mai slabă ca a mea, sincer să fiu. Jucam pe Anfield Road, așteptam la ceva mai tare, o nucă mai tare de spart pentru acest meci de promovare. Mane cu pasa către Romelu Lukaku, cu pasa proastă. Să nu ne hazardăm acum în acest ultim meci. Lallana cu pasa la Roberto Firmino, trece de un fundaș, blocat de Marquinhos. Mingea se lovește de el. Din nou Sterling către Firmino, Smalling este peste tot. Ce am făcut lui Roberto Firmino? Valencia și arată clasa acolo. Mingea revine însă la el, Dele Alli cu pasa către Sadio Mane, Smalling iarăși. Turnul de comandă al apărării și s-a dus acolo Eden Hazard care scapă. Are spațiu acolo, fundașul lui dreapta a urcat foarte mult. Hazard, Eden Hazard cu pasa în Lallana. Hazard s-a hazardat. Oprește Smalling, perfect. Fără fault. Extraordinar, Valencia. Greșește Valencia, nu așa, de ce nu jucăm nimic? Trebuie să mă fi încălzit înainte. Nu, 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 este gol! Sadio Mane reușește să scrie minutul 12 și a deschis scorul, deși puteam să scriu de vreo 2 ori până acum. Oh, Sterling a scăpat aici, este foarte rapid englezul. Ce pasă către Firmino și Mane, nu se poate așa ceva, battle în apără. Hazard, du-te. Eden Hazard, ce pasă bună pentru Hazard, care scapă singur cu portarul lui Mignolet. Nu! Ce șut! Hazard s-a hazardat, chiar s-a hazardat aici. Ce a fost aia? Un șut atât de slab, n-am văzut. Unde era căciula lui Terry la faza asta? Oh, Firmino, nu, nu, n-a scăpat Firmino, Smalling. Cât de bine a revenit, nu se poate. Firmino rămâne pe picioare, pasează către Dele Alli, cred. Și este 2-0, nu se poate așa ceva. Suntem conduși de bulgar. Cum s-a întâmplat asta? Poate ar fi apărat Butland, dar ar fi mai mult un autogol al lui Ben Arfa acolo. 2-0 minutul 23. Nu se poate așa ceva. Nu cred ce viteză. E Sterling acolo. Raheem Sterling. 3-0. Nu se poate așa ceva. Tot. A intrat tot pentru el. La fiecare șut a reușit să înscrie. N-am văzut așa ceva.
Doamne, ia uite-l pe Sterling, zici că e Ronaldo. Lukaku, ce trecere bună! Fernandinho, nu se poate așa ceva, cât de slab șutează jucătorii mei. Mane a trecut acolo, iarăși, ce spații sunt în apărare. Nu știu ce se întâmplă. Pauză, 3-0. Așa ceva, 4 șuturi, 3 goluri și unul a fost, nu mai știu, la nimerală, șutat de pe undeva. Fiecare șut al lui a fost gol. Hai Lukaku, du-te, hai cu o revenire incredibilă. Dacă reușim și de data asta să revenim, ar fi absolut fantastic. Ben Arfa nu se poate desprinde de fundașul lui. Oh, super Ben Arfa. La Hazard în blocaj. Cât jucător mai are acolo? Hai Mane, du-te. Sadio Mane în careu. La Hazard care dă pe lângă minge. Mingea s-a dus fix în spatele lui. Dacă ați văzut așa ceva, nu se poate, bă. Ce se întâmplă? Gol Lovran. Era Lovran acel. 4-0. Băi, așa ceva. Băi, dacă se putea. Nu se poate, domnul arbitru, așa ceva. Hazard marchează și el în minutul 65, când deja e 4-0. Bravo Hazard. Foarte bine, foarte bine jucat în acest meci. Pune pauză. Ia să ghiceți, 5 fundași sau schimbări? Ce schimbări poate să facă? Walcott. A intrat Walcott. Da, într-adevăr, Walcott. De ce l-ai băgat pe Walcott? Oh, Hazard, bravo. Nu știu, m-am băgat până și la cămașă, mă, pentru voi, jucătorilor. Oh, ce pasă! La Ben Arfa. E Hatem Ben Arfa, 4-2. Ok, mai vii de acasă așa. Am marcat de două ori deja. În 2 minute. Hai Hazard. Eden Hazard în careu. Hazard cu un șut apără. Miniole. Ca de obicei. Era normal. Poate data asta, Lukaku. S-a descurcat bine. Fernandinho, nu se poate așa șut. Nu este posibil așa ceva. Fluier de final. 4-2 pentru el. Nu se poate. Prima înfrângere de multă, multă vreme. Chiar astăzi când trebuia să promovez. Fabulos. Cumpăr un fitness cu 1500 și sper că în următoarele 2 meciuri voi reuși să promovez totuși. Băi, așa ceva? Și doar un contract mare Ben Arfa. Un contract mare și Hazard. Va trebui să iau alți jucători. Și vom juca cu plament. 4-2-3-4, CSKA Sofia. Renunț la echipamentul cu crucea. Nu mai e ce a fost. Nu mai e ce a fost. Hai să vedem, jucăm pe la Bombonera. Și un 3-4-2-1. Mai mult decât stelar. O echipă din Ligon. În atac sunt Fekir, Falcao și Valbuena. Lemari în mijloc și stânga. Perin mai e pe acolo fundaș central. Ne uităm imediat. E cu Carasso, în poartă Mendy, Glick, Perin, Budebu și Gonalon, mijlocași centrali, Lemar și Rave, mijlocași laterali și în atac Valbuena, Falcao și Fekir, nu mai în form și team of the season. Va fi un meci teribil, un meci teribil pentru promovare, deja moralul meu, cred, și al echipei este foarte jos. Cum să te bată bulgarul ăla? Cum? Să-mi explice și mie cineva cum s-a putut. Ultimul meci al lui Hazard. O răbufnire de orgoliu, sper să aibă, să promovăm alături de el. Oh, Falcao, ce să-i faci lui Falcao? Apără Butland. Măcar acum, măcar acum, hai Ben Arfa, bravo. Ultimul meci al lui Ben Arfa. Întâlnește echipă din Ligon. Rave, a greșit în fața lui Hatem Ben Arfa. Hazard, ce bine a trecut. Hazard și centrarea perfectă la Lukaku. Gol! Romelu Lukaku, așa se face, mă. Așa se face, mă, ce centrare a lui Eden Hazard. Așa trebuia să face și în primul meci. Lovitura de cap perfectă a lui Lukaku, fără șansă pentru Carasso. Ben Arfa a recuperat, Hazard a centrat excelent. Iar Lukaku a arătat de ce este un vârf fantastic. Foarte mulți bani i-a costat pe cei de la United în realitate să-l cumpere pe Romelu Lukaku și așa trebuie să joace. Hazard a scăpat, Eden Hazard singur cu Carasso, a reușit Mendy să-l ajungă din urmă. Lukaku
Foarte bine, Lukaku, 2-0, așa trebuia să fie și în primul meci, mă. Romelu Lukaku, 2-0, minutul 13. Ce pivotare, ce șut cu stângul. Cu efect spre exterior, se duce perfect. Chiar în plasa laterală. Din 16 metri, Lukaku reușește dubla în 14 minute. De ce nu am putut și adineauri să facem asta? Către Kurzawa. Intrăm cu pase în careu. La Lukaku, Romelu Lukaku în Carasu, ar fi reușit hat-trick-ul în 15 minute. Extraordinar. Superb, Lukaku peste poartă, ce păcat, ce păcat. Numărul 10, iată, nici nu m-am reglat astea, dar Lukaku a primit numărul 10 de la EA Sports. Oh, perfect, du-te Mane, du-te. Mane, ce frumos, la Lukaku și este șansa lui Lukaku să facă hat-trick-ul. 3-0, minutul 21, băi, o să promovăm în divizia 1, mă, în sfârșit. Ăsta-i meciul, ăsta-i echipa pe care am visat-o eu. Ce șut al lui, ăsta-i vârful meu, Lukaku. De-aia l-am cumpărat. Ăștia-s jucătorii mei. Asta-i pofta ce-am poftit eu. Trebuie să recunosc că am fost foarte dezamăgit de meciul anterior. Nici nu vă vine să credeți, credeam că o să promovez. Mă pregătisem de bucurie de dinainte, dar Hristos decide ce se întâmplă și ați văzut că echipa mea n-a mai jucat nimic. Oh, Fernandica a recuperat și o centrare către Romelu Lukaku. Mingea la Kante, Mane, Lukaku, Perin reușește să respingă, o degajează în aut. Hazard, ce bine a pasat la Lukaku, fața golului, 4, Lukaku respinge Carasso, ce reflex. Ce reflex al francezului. Lovitură liberă pentru chiar în marginea careului. O lovitură periculoasă, apără Butland. Superb, a șutat foarte puternic, dar pe colțul portarului. Și Butland nu cade la din astea. A respins fără probleme. Kante, bine, și a scăpat Mane. Mane poate să termine acest meci. Mane, este promovare. Am promovat în divizia 1. Miraculos. Miraculos, Mane. Bravo, mă. În sfârșit, suntem acolo, cu acest șut cu stângul, cu efect al lui Mane, reușim să ajungem acolo. Scrie istorie Lukaku, scrie istorie Mane. Ce frumos jucăm, avansăm fără probleme. Sistemul ăsta cu trei fundași al lui l-a costat teribil de mult. Am avut spații mari prin apărare și el în atac n-a contat atât de mult pe cât mă așteptam. Ben Arfa scrie și el la ultimul lui meci. 5-0, Manita în meciul pentru promovare. Ceva mai frumos nu se putea. Reușim, iată, să scriem de 5 ori în acest meci până în minutul 70. Gol pentru el. 5-1, mă așteptam sincer să dea gol de onoare prin Lemar. Înscrie în minutul 82 din corner cu capul, bineînțeles. Mi-amintea așa meciul ăsta de un Steaua Stuttgart de acum câțiva ani. Era foarte asemănător și iată că și el înscrie golul de onoare la 5-0 în ultimele minute. Lukaku pentru ultima fază. Oare să fie gol chiar la ultima fază a lui Lukaku? Lukaku ce forță poate să aibă. Pasa este la Mane. Rave intervine și gata. Este gata, mă! Am promovat în prima divizie. Minunat! Minunat! 5-1. Fără emoții de data asta. Echipa mea, uite, știu, uite sudoarea de pe fața lui Romelu Lukaku. Cât a putut să alerge. Ce efort a depus. Merităm și ea și mingea acasă. Va fi sigur o amintire pentru el la acest meci senzațional de promovare. Nota 10, Lukaku, nota 9 și ceva, Ben Arfa și Hazard. Bun, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like. Meciul pentru titlu va apărea în următorul episod. Eu am fost Teo.